Demarează campania prima împădurire a terenurilor agricole. Cei care au în proprietate cel puțin o jumătate de hectar de teren pot cere finanțare prin depunerea unor proiecte la oficiile județene ale Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală. Termenul limită de depunere a proiectelor este de 30 septembrie. Pentru acest program, Uniunea Europeană pune la bătaie 50 de milioane de euro. Prin această campanie se dorește creșterea suprafeței de pădure cu rol de protecție a solului. Prima condiție pe care trebuie să o respecte solicitantul este să facă dovada deținerii terenului agricol eligibil pentru împădurire. Acesta trebuie să fi fost declarat la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în ultimii 2 ani calendaristici.